Bună ziua, bună ziua! Am revenit și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Bine ați venit în bucătăria cameliei! Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Începem cozonacul aperitiv sărat cu brânzică. Așa. Am uns forma. Începem cu forma, cu untură pe părți. Și acum o să punem hârtia de copt. Și după aceea ne revin ingredientele. Așa. Așa. Acum tăiem. Puteți face direct în forme de hârtie dacă aveți acest cozonac, îl facem rotund. Eu astăzi nu am și am să-l fac în formă. Rețeta care o am pe canalul meu de YouTube este pentru două, acesta are 18 cm de diametru, pentru două forme. Eu astăzi am să fac doar pentru una. Și o să punem și hârtia arată împrejur, ca să vedeți. Să măsor așa. Să-mi pregătesc mai întâi hârtiuța și după aceea începem. Restul de hârtie îl punem așa aici. Punem la loc. Și acum în tava noastră unsă o să punem hârtia. Așa, ne-am pregătit tava noastră, sau dacă aveți o formă de hârtie rotundă, este bună. A mea are 28 și o dau deoparte. Pun mai untură. Și acum, o să avem nevoie de un cântar. O să avem nevoie de drojdie, să vedem unde le-am pus, că mi le-am pus toate aici. Pentru porția întreagă, eu pun 25 de grame. Eu am să-ți fac decât o formă și am să pun jumătate.
de cubuleț. Deci drojdie, 12 grame jumătate, 13 grame. Apoi o să mai avem nevoie de, ca să punem, să facem mai întâi maiaua, de o linguriță de zahăr, 100 de lapte. Așa. O să pun 100 de lapte. Linguriță de zahăr și 2-3 linguri de făină. Apoi o să avem nevoie pentru a lua 200 de lapte, 2 ouă, le punem așa aici, nu știu dacă se vede, se vede, nu? Le dau mai încoace, 2 ouă. De grame de brânzică sărată. Eu pun de oaie, parmigiano, parmezan de oaie. Bun. Pecorino, vedeți? Așa. Și pun 100 de grame. Să văd dacă mi încape aici. Încă. Avem 100 de brânzică sărată de oaie, piper, nucușoară, sare, 50 de untură, am să pun aici, de untură și cred că este de ajuns. Și brânzică, ca să punem în interior, bucățele, bucățele o să avem nevoie. O să dau pe parte. Și brânzică care o să o punem în interior. Aici am 185 de grame. Circa 200 de grame. Deci facem. Puteți spune și cașcaval. Ce doriți puteți spune în interior.
bucățele, bucățele după aceea. Punem așa aici. Și începem. Ingredientele nu sunt și făinuță. Făină cât cuprind, că avem un ou potrivit de tare. Dau deoparte cântarul. Și începem să facem... Mai iau mai întâi, să punem laptele. Așa, eu am să-l încălzesc puțin, 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 puțin. Ca să se activeze mai repede, mai repede drojdia. Să pun și o linguriță de zahăr. Așa. Și o să punem drojdia aici. Cu zahărul. Și amestecăm așa bine. Și facem mai întâi maiaua. Ia să vedem dacă laptele e fierbinte. O să am nevoie și de făină. Aici avem și făină. Așa. Realmente, cred că l-am găsit prea tare laptele. Bună ziua, bună ziua! Aici nu văd numele. Elena. Sărbători fericite, Elena! Mulțumesc! Așa. Am pus, vedeți că drojdia cu zahărul se topește. Așa. Amestecăm așa. Vedeți cum se topește cu zahărul. Așa. Am să amestec. Hai să vedem. Amestec puțin cel rece cu cald. Așa. Ca să se răcească mai repede.
pâine. Și adăugăm, deci peste drojdia cu zahăr, adăugăm laptele. Și punem una-două linguri de făină. Și amestecăm. Mai punem încă una. Trebuie să avem ca o smântânică mai grosuță. Așa. Așa, mai punem încă puțin. Și amestecăm. Deci am făcut așa, ca o smântânică groasă. Acum cover și las să își dubleze puțin volumul, să crească puțin, să se activeze drojdia. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Sau bine ați revenit! Așa. Și îl dăm deoparte. Și între timp noi ne facem aluatul nostru. Și într-un vas o să punem două ouă. O să punem 50 de lapte. 50 de lapte. Eu am să cântăresc. Să adăugăm și un praf de sare. Așa, un praf cât ținem între degete, vedeți? Așa. Adăugăm puțină nucușoară. Piper. Toate le punem după gust. Așa. Amestecăm puțin o paletă. Puteți pune în interior și sărămioare și păstrămioară dacă doriți. Și faceți un cozonac așa sărat bun, un aperitiv bun. Adăugăm și parmigianul. Sau parmezanul, sau cașcavalul de, sau brânzică de oaie. Ce aveți? Ce aveți este bun să știți. Și amestecăm. Amestecăm așa bine.
dau deoparte. Aici am făină, am untura și să tăiem brânzica noastră cu bulețe. Să tăiem brânzica noastră cu bulețe. Este foarte, foarte bun acest cozonăcel sărat. Așa. Drojdia văd că începe să crească. Înseamnă că drojdia este bună. Țitașul aici, dă-mi deoparte pentru moment. O să-l pun aici într-o într-un vas, am să pun brânzica noastră. Așa. Am pus-o așa într-un vas. Aici avem untură. Ia să vedem drojdia noastră. A început puțin, puțin. A început. Ea trebuie să stea puțin mai mult, dar având în vedere că suntem în direct, eu am să fac așa, o lăsat să-și dubleze volumul, să aibă multe, multe beșicuțe. Așa. Amestecăm așa bine. La urmă, internetul astăzi nu este așa de bun, așa, dar asta e și începem să adăugăm făină. Făină cât cuprinde o să punem, așa, și începem să amestecăm. Amestecăm așa bine, bine, bine. Este mare, mai adăugăm. Și o să-l frământăm pe masă. Făină. Și-l punem pe masa de lucru. Dau deoparte. Așa.
Așa. Ne-am plătit mânuțele și acum să frământăm. Și-l luăm la frământat. Și dacă este moale, adăugăm făină. Doriți să faceți doi, dublați cantitățile. Așa. Mai dau puțină făină. Că este moale. Cozonac aperitiv. Și cu măsline puteți umple. Vreau să fac și un drob. Dar cred că-l fac sâmbătă. Vineri îmi pregătesc totul și dacă am timp, am să intru să-l facem împreună. Mi-am cumpărat drop de miel, mi-am cumpărat plămânul, organele interne. Așa. Acum o să adăugăm și untura. Și după aceea puțin ulei de măsline. Pe toată, ca să termină mai repede cu untura. Așa. Punem puțină făină. Așa. Se cere făină, că este foarte, foarte moale, să știți. Așa. Încă puțină. Și acesta o să-l dăm în seara aceasta la cuptor. Îl lăsăm să crească. Inițial am zis că-l dăm mâine, dar îl dau în seara aceasta că să nu mă aglomerez. Dacă o să facem și să terminăm mâine cu cozonacii. Așa. Deci făina se adaugă cât este necesară. Lotul trebuie să fie
potrivit. Nici moale, moale, dar nici tare. Așa. Încă puțină. Și apoi adăugăm o mânuță de ulei. Puțin, nu mult. Ulei de măsline. Dă un gust foarte bun la... la acest cozonac sărat. Așa. Încă puțin. Ia uitați-l. Vedeți? Cum arată? Așa. Pare să fie de ajuns făinuța. Să punem puțin, puțin ulei de măsline. Și îl frământăm. Deci să-l frământăm un pic mai bine, dacă nu îl lăsăm peste noapte. Mai frământăm puțin, mai pun puțin, puțin ulei. Așa, frământăm așa puțin. Așa. Ia uitați-l. Vedeți? Așa arată. Și este aproape gata. Eu astăzi am să-l pun direct în formă și am să-l las să crească și după aceea îl dăm la cuptor. Deci eu îl apuc, îl dau pe masă, îl împăturesc și după aceea îl împăturesc așa în interior. Îl prind, îl dau pe masă, strâng și îl împăturesc. Așa. Și acum o să-i punem brânzica noastră.
noastră. Puteți pune și măslinuțe, și păstrămioară, și ce doriți în interior. Așa. Punem tot, circa 200 de grame de brânzică. Așa. Și acum o punem în forma noastră. Ia uitați, unsă cu untură și tapetată cu hârtie. O luăm. Vedeți? Am făcut așa ca o biluță. O mai strânge, vedeți? Tot timpul când o faceți pe masă, să trageți așa de dedesubt în interior. Strângeți, trageți și răsuciți. Strângeți și răsuciți. Așa. Și ea o să crească înaltă și nu o să curgă pe delături. Așa. Și acum o punem în tavă, în tava noastră. Și o lăsăm să crească până își dublează, până ajunge aici, la bordul ăsta sus. Așa. Paștele catolicilor, vedeți? Fursecuri, sunt foarte, foarte bun decorați cu glazură. Și să vă arăt și iepurașul de ciocolată. Ia uitați! Vedeți? Unul îmbrăcat cu ciocolată pe spate. I-am făcut împreună cu voi. Și unul cu biscuit, vedeți? Îi puteți face și ochișori. Aceștia sunt umpluți cu ganaș. Îi puteți umple cu fursecuri, cu bombonele, cu ce doriți puteți umple.